Bună seara, domnule Mureșan. Bună seara. Am vorbit cu domnul Zăvăleanu, este la Kiev. Domnia sa spune că nu se va întâlni cu, sau cel mai probabil nu se va întâlni cu domnul Mircea Lucescu, dar probabil că suporterii dinamoviști speră asta. Cum a trecut ziua de astăzi după o nouă înfrângere a lui Dinamo, al 14-lea meci fără victorie, domnule Mureșan? Păi, da, așa este. Deci, nu știu cum să vă spun, din fericire și din păcate, noi am obținut o victorie foarte importantă la judecătorul sindic, care, primul rând, că s-a făcut planul într-un timp scurt și a fost aprobat de judecătorul sindic, nu așa cum a apărea ieri dimineață că nu se aprobă sau se amână sau ce pericol. Deci nu vom fi de punct. Domnule Mureșan, mă scuzați, vă întrerupe Mureșanu. Eu am scris Mureșanu. Pe portalul instanței a apărut că este cauza amânată. Cum a apărut și data trecută și mai mult acolo. Greșeala nu este a presei. Dacă nu există, era amânată, era în pronunțare. Nu există așa diferență. Ceva. Că este în pronunțare. Deci, nu se scrie nimic. Vă spun că am vorbit cu asta, ca să o închidem, n-are nicio legătură. Deci eu nu m-am uitat pe portal, dar vă rog. Important este că s-a aprobat. Asta este cel mai important, exact asta. Exact. Și nu contează în rest. Iar asta trece. Da. Și e sigur că, din păcate, din punct de vedere sportiv, suferim foarte tare, pentru că nu am mai obținut o victorie din 2 august. 2 august, da, exact. Deci 2 august e foarte mult de atunci. Suntem pe primul loc în clasament, batem pasul pe loc și echipele de deasupra noastră își măresc distanța și sigur că dacă nu facem puncte va fi tot mai greu să ne îndeplinim obiectivul de a rămâne în Liga 1. Deci e o problemă care foarte mult ne preocupă pe toți, și pe antrenori, și pe jucători, și bineînțeles și pe mine. Ați avut astăzi o discuție cu Mircea Rednic? Pentru că... Am avut. Da, am avut. Eu merg des la antrenamente și azi am fost. Și chiar am discutat la un moment dat vreo 10 minute sau nu știu cât, nu are importanță, numai eu cu el acolo într-un birou antrenor la Săftica și nu sunt probleme între noi, doi chiar nu sunt probleme. Și nu sunt așa probleme care să necesite o intervenție neapărat. Dar nu merge joc cu echipe și chiar dacă am început să zicem bine partida și am dat un gol foarte frumos, după aceea ne-am tăiat și am pierdut partida și am ajuns iar la un deja vu, adică nu ca în alte partide să fim conduși cu 20-20, dar am condus și după aceea pe final am pierdut, rezultatul e același. Trebuie neapărat să ne mobilizăm, să ne concentrăm și să facem punct. Eu azi am vorbit și cu Mircea Rednic, am vorbit și cu câțiva jucători așa în grupă mai mic sau individual. Toți sunt supărați după meciul de el și toți suntem preocupați să vedem ce facem ca să o scoatem. Domnule Mureșan, ce să facem? Ce să facă Dinamo ca să iasă din criza asta? Pentru că discursul dumneavoastră eu l-am mai auzit. Este normal din punctul dumneavoastră de vedere. Suporterii dinamoviști deja după ce au trecut prin era Bonetti, dumneavoastră ați fost de acord să vină Bonetti la Dinamo, a fost un eșec. Acum a venit, urmează era Mircea Rednic și iată că rezultatele în prizie se apare și nici jocul nu este îmbucurător. Era Dinamo, eu cred că lucrurile se vor îndepta foarte repede și o să facem puncte. Știți că foarte repede ăsta s-a strâns foarte, foarte mult. Foarte repede, dacă etapa următoare Dinamo nu câștigă 3 puncte, eu spun, este părerea mea, că este cu ambele picioare la retrogradare. Acum este teoretic, atunci va deveni și practic. Eu sunt de aceeași părere, da. Deci eu cred că Dinamo se va salva și lucrurile se vor îndepta. Am încredere și... De unde vine încrederea asta? Exact. Jocul nu recomandă... De la faptul că văd cum lucrează jucătorii, ce se întâmplă la antrenamente și trebuie să vină și rezultate în timpul partidului. Și pe teren de ce nu se vede cum lucrează jucătorii?
Păi, s-a văzut și ieri într-o parte a partidei, deci, dar nu toată partida, aici e problema. De ce pică Dinamo, domnule Mureșan? Pentru că au fost foarte multe meciuri în care au condus. Sunt mai multe cauze. Deci, o dată sunt jucători, lotul nu este omogen, au fost aduși jucători în fiecare lună, au stadii diferite de pregătire, e foarte greu să recuperezi o lipsă a pregătirii din vară și la alți jucători care au fost aduși, faptul că n-au avut echipă în sesiunea transferului și s-a transferat târziu, se recuperează greu și este și risc de accidentări și sunt mai multe probleme și obiective și subiective, dar nu pot să intru în detalii mai multe. Domnul Rednic, ce spune? Ce a spus astăzi domnul Rednic legat de situația de la echipă? Adică scuze și soluții, să spunem așa. Nu, că nu e vorba de scuze. Când discut alibiuri. Eu cu... Nici alibiu. Când discut eu cu Mircea Lenin sau cu jucătorii, nu e vorba de alibiuri și nici de scuze. Discutăm concret și facem tot posibil ca să se îndrepte cât mai repede lucrurile. A spus aseară că unii dintre jucătorii aduși sunt de fapt foști jucători. Da, dar mă referam, poate mi-am venit în minte unul și am generalizat. Jucătorii, avem un lot care, cum să spun, deci valoarea din ala jucătorilor este mai mare decât valoarea echipei, din păcate, în momentul de față. Nu e un lot de retrogradare. Nu e un lot de retrogradare și dacă luăm jucătorii individual, sunt jucători care sigur și-ar găsi loc în mai multe echipe din Liga 1, de pe locul nu mai sus decât al nostru, dar până acum nu a mers așa cum am vrut, din niște motive care nu pot să le detaliez și eu niciodată nu prea mi-a plăcut să dau din casă. Și nici nu o să dau niciodată prea mult. Domnule Mureșan, trebuie la un moment dat să dați din casă, pentru că dacă nu trebuie, de ce trebuie? Eu trebuie critică... să rezolv lucrurile acolo. Lucrurile se rezolvă, nu le rezolvăm public, nu le rezolvăm cu ajutorul preții, le rezolvăm acolo noi, cu noi, în vestiar, cu antrenorii și... Să dea Dumnezeu să le rezolvați, asta e cel mai important. Să se vadă și rezultate pe teren și rezultate în primul rând. Se vor vedea. La un moment dat se vor vedea și cât de repede. Sper că de la prima partidă. Din ce declarați? Vă rog. Deci eu am încredere că de la următoarea partidă se va vedea. Din ceea ce declarați, nu vă mai gândiți să mai aduceți în pauza de iarnă fotbaliști. E clar că vreți pe aceștia să-i puneți pe picioare, corect? Păi trebuie pus pe picioare aceștia, avem un lot mare, sigur că s-ar putea să mai plece, nu știu, 2-3 jucători, nu pot să... Din garda veche sau...? N-are importanță, în funcție de posturi, de vom face o analiză și în funcție de cum se pregătesc, de prestația lor și de... Cât avem pe fiecare post, că poate sunt posturi unde sunt 3-4 jucători și pe altul nu avem mai unul. Și trebuie să echilibrăm niște lucruri încă, dar mulți jucători mișcare mare nu o să fie, că nu asta e problema. Legat de asta, domnul Rednic este mulțumit în acest moment de jucătorii pe care îi are la dispoziție pe fiecare post? În principiu, în mare, da. Dar mai sunt, dacă a dat așa la mărbunțime, poate mai este un post, două, unde... Ce și-ar mai gândi? Nu suntem mulțumiți. O să spunem la momentul potrivit. E de vreme să vorbim. Acum suntem în campionat, dacă declarăm așa ceva, jucătorii se simt că nu e bine. Deci i-aș putea demoraliza. Oricum sunt cu moralul la pământ din ce ne-a spus, din ce a declarat aseară și Gabi Torje. A spus că nici psihologul... Da, pentru că a fost ziua lui... Și spun și cu ocazia asta la mulți ani și e păcat că el s-a strădit foarte mult, a dat și o pasă de gol extraordinară și execuția lui Dean a fost fantastică, dar n-a ajuns ca să câștigăm meci. Aici a problemă. E clar că Gabi Torje este unul dintre plusurile pe care... El a venit cu sufletul, cu mare dorință și de a juca echipa. Este atașat de club. Cătălin, te rog, dacă mai ai o întrebare eu pentru domnul Mureșan. Am o întrebare care mă tot bântuie de foarte mult timp de când a venit domnul Mureșan la Dinamo. Care este funcția dumneavoastră clară în acte? Administrator special sau director executiv? Da, administrator special. Administrator special. Am înțeles. Cu ce schimbă asta lucrurile, Cătălin, ca să lămurim? Deci am fost de unde a apărut că la început am venit pe post de director și după câteva zile am fost numit administrator special, că a trebuit o hotărâre, mă rog, și
Cred că după 5 zile. După 5 zile, deci a fost director și după aia administrator special. Da, 5 zile și după aceea administrator special de la începutul lunii iulie. Nu, știți de ce? Văd pe toate burtierele. Văd pe toate burtierele. Păi acum, da, că nu, sunt administrator special. Administrator special. Din 12 iulie. În poziția dumneavoastră de administrator special, la un moment dat în fața administratorului judiciar, trebuie să oferiți o evaluare din punct de vedere sportiv? Că practic din punct de vedere sportiv... Nu, administratorul judiciar, administratorul special lucrează sub supravegherea economico-financiară a administratorului judiciar. Nu sportivă, nu administrativă, nu... Am înțeles. Domnul Mureșan, îmi asum că poate părea exagerată întrebarea, având în vedere că domnul Rednic nu a venit de mult timp la echipă, dar faptul că a legat atât de multe eșecuri sau semi-eșecuri la rând, trebuie să vă întreb dacă există un plan B în minte de schimbare a lui Mircea Rednic sau are credit total în continuare? Nu, planul care este A sau B, cum vreți să o luați, este de a obține prima victorie, să ne deblocăm și să intrăm pe un călăraș normal și putem împreună cu jucătorii și cu Mircea Rednic. În momentul în care Mircea Rednic a venit la Dinamo, credeați că o să existe o temporalitate de un așa nivel încât să nu vină o victorie pentru Dinamo? Nu, sincer mă așteptam să... De fapt, când a venit prima partidă a fost cu UTA. Și echipa a jucat bine și a fost egalați așa cum a fost de la 2-0 și după aceea a avut un meci bun cu Rapidul, când tot așa a fost egalați și am avut, mă rog, egalați pe sfârșit, poate și Ghinion, deși nu-mi place să dau vina pe Ghinion. Și după aceea n-au continuat lucrurile chiar cum a trebuit, au fost și multe schimbări la echipă, echipa clar suferă de omogenitate atât la pregătirea fizică, pentru că sunt în stadii diferite de pregătire fizică a jucătorii din loc și al prestației și a ansamblului, ce înseamnă joc colectiv. Domnule Mureșan, mă uit pe program. Au venit mulți jucători, vă rog. Asta este o cauză. E o cauză și că au venit foarte mulți jucători noi, în timp scurt și au venit nepregătiți toți. Mă uit pe program și văd că cel puțin în perioada următoare aveți niște meciuri, mă rog, pentru Dinamo nu mai pot exista acum meciuri accesibile sau ușoare, dar cu echipe din a doua jumătate a clasamentului. Da, facem puncte. Avem acum meci cu echipa deasupra, la sub noi. Exact, cu Craiova, apoi aveți cu Clinceniu, care e sub dumneavoastră, și apoi cu Chindia. Și cu Mioveni. Sigur, e mult mai. Și cu Mioveni, dar sunt, așa cum am făcut... 6 puncte în această perioadă cu aceleași echipe, va duce face și acum. Sunt 4 partide. Câte puncte vă propuneți pentru aceste 4 meciuri care, cel puțin teoretic, sunt accesibile până la meciul cu Fara? E importantă întrebarea pentru că Mircea Rednic este un pasionat al pachetelor. Ok, acest pachet de 4 meciuri până la meciul cu Fara, care este și ultimul din acest an, câte puncte își propune Dinamo? Păi acum n-am vorbit cu... Dar ne propunem să obținem toate, vă dați seama, pentru că asta ne-ar ajuta foarte mult. Așa cum și anul trecut s-a salvat obținând 5 victorii consecutive, așa trebuie să facem și acum. Deci 12 puncte până la meciul cu Faru, că acolo e un pic mai greu, da, să zicem. Eu așa îmi propun. Doamne ajută să iasă. Cred că și jucătorii și alții lor, mod sigur, și toată lumea. În regulă, vă mulțumim foarte mult pentru... Mulțumim frumos, domnule Mureșan.